Până pe 4 poate fi depusă cererea la circunscripția electorală județeană sau la oficiul electoral, așa cum spuneam, iar în data de 5, între 18 și 20, la secțiile de votare se pot depune cererile pentru urna mobilă. Poate fi trimisă, îmi imaginez, această cerere și prin e-mail. Da, la birourile de circunscripție se pot depune aceste documente și în format electronic sau prin intermediul altor persoane se pot depune, astfel încât să ne asigurăm că vor face toate verificările și secția de votare va lua decizia să trimită urna mobilă.